București, în facultate foarte grea de 6 ani. Am știut ce direcție vreau să mă duc și cât de bine am trebuit să fac arhitectură și ce imagine am trebuit despre arhitectură. Și de timpul facultății am reușit să dau curs în anul 2, când am plecat un an de zile cu o cursă Erasmus în Grecia. Și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că pot mai mult și că aș reuși mai mult decât mulți alții și din străinătate și de aici din țară. Ăsta a fost un fapt care m-a determinat să particip la concursuri internaționale cu mai multe, de arhitectură. Concursuri internaționale care au culminat cu șoc de studii, locul 2, locul 3, până acum un an, în care am câștigat și un concurs internațional. Concurs care... Eu am concurs foarte utopic, o să-i se pare foarte amuzant, că a trebuit să construiești un centru de logistică pentru Moșa Crăciunea. Era o provocare chiar utopică, doar că din plinul pe care îl cereau arhitecții care l-au propus, se dorea o clădire pe cât de utopică, pe atât de reală. Vom lua imediat slide-ul mai tare. Voi de această clădire. Este o clădire invizibilă, realmente invizibilă, cu niște... Adică am făcut-o invizibilă cu niște metode simple de pus în practică. Această clădire este o clădire care are o membrană în față de o clădire, practic, și totul se reflectă în ea. Și în timpul zilei, când lumina este mai tehnică afară, totul se reflectă, pentru că nopții a investiat când începe să apară, pentru că se folosește un efect de oprit de lumină. Acestea sunt niște imagini din alte competiții la care am participat internaționale. Acesta este Muzeul Ucla Haine Helsinki. Tot așa, un muzeu foarte important, în care au participat peste 1500 de echipe internaționale. Aceasta este clădirea Centrului Logistic pentru Moș Crăciun, care este o clădire, cum am zis, invizibilă. După acest... în principiu, aș trebui să iau un tot diferit. După ce am terminat facultatea, mi-am dat seama că să pot deveni competitiv pe un plan internațional, ar trebui să particip la competiții internaționale cât mai multe și cât mai importante. De aceea am preferat ca imediat după ce am terminat, să nu mă angajez și să îmi dedic timpul total competiției. Un lucru care m-a ajutat pe mine foarte mult, deși am riscat o perioadă destul de lungă să nu câștig nimica, financiar vorbind, pentru că experiența clar se acumulează cu fiecare concurs pe care îl dau. Dar toată această experiență m-a ajutat să câștig acest concurs care se cheamă The Unbelievable Challenge, despre Moș Crăciun. Iar după acesta am mai participat la un concurs în Afganistan, în care să construim un centru cultural. Iar la acela am reușit să fiu nominalizat la Generala de Cultură din România. După toată această experiență, acesta este cel concurs în Afganistan. După toată această experiență, am fost contactat de cei de la Forbes, pentru a fi nominalizat în 30 sub 30, adică cei mai influenți 30 de tineri în orice domeniu din România, unde am avut plăcerea să și fiu înscris în această listă de 30 sub 30. Și odată cu această autoritate pe care ne-am dezvoltat-o în timp plus nominalizarea Forbes, am reușit să prind primul meu proiect real la care am lucrat, care este acest proiect. O să vă las mai mult să vă uitați un pic la filmuleț, după care vă povestesc un pic despre el. Acesta o să fie primul centru de sporturi extreme din sud-estul Europei, o să aibă indoor skydiving, indoor surfing, foarte multe piscine și tot felul de activități cât mai extreme posibile, dar la interior.
fie gata relativ recent, în, la sfârșitul lunii mai ar trebui să fie gata, se construiește în Chitila. Un proiect foarte mare, are peste 5.000 de metri pătrați. Și am avut noroc să fiu arhitectul care a făcut acest proiect. După toate acestea, câștigând toate aceste concursuri și având atâta notoritate internațională, am reușit să ajung la un birou de arhitectură din Norvegia, unul din top 3 birouri de arhitectură din lume, unde scurieți niște imagini. Acolo am realizat cât de important este lucrul în echipă și cât de important, eu fiind o persoană care în timpul facultății preferam să fac un proiect, deși era de 6 persoane, preferam să fac singur pentru că nu reușeam să găsesc ceva necesar. Dar acolo am realizat că ăsta este un proiect făcut acolo. Este noul headquarters de la Mont din Paris. Acolo am realizat cât de important este să lucrezi în echipă și cât de important este să vezi o mentalitate deschisă asupra oamenilor cu care colaborezi. Acesta este un lucru la care am lucrat foarte mult, am venit peste 20 de oameni. Birou este foarte mare, are mai nou spre 150 de angajați, în New York are 120, în Shanghai are 20, are foarte multe birouri, foarte multe locuri. Și am avut ocazia de la început, când am ajuns în acest birou, să lucrez pe proiecte foarte importante, cum ar fi acesta. Ceea ce m-a șocat foarte tare la acest birou, de arhitectură, este modul în care lucrau oamenii și modul în care toată lumea era egală. Deși erau, evident, persoane care conduceau acest birou, toată lumea avea aceeași putere de cuvânt, dar cuvântul în principal era creativitate. Dacă avea o idee bună, era ascultată și se lucra, toată lumea lucra pe acel proiect cât mai bine posibil. Dacă aveți o întrebare, să mă spuneți că ce m-a inspirat? Nu știu, eu am un fel de mod așa care mă exprim mereu go before the home, altfel nu mai cum să faci. Dacă nu faci ceva ce îți place, nu am cum să reușești din punctul meu de vedere. Și odată ce vrei să faci și ceva ce îți place, nici nu simți ca un job și chiar funcționează. Încă de mic știam că îmi place arhitectura, nu știu, cam cu Lego Bruns, toți ceilalți de aici, sala asta. Îmi plăcea foarte mult să fac lucrul ăsta, doar că a fost așa o chestie care nu mi-am zis vreodată că atunci de aia că voi fi arhitect. Prin clasa a 12-a mi-am dat seama că asta vreau să fac și că pot să fac mai mult decât o simplă arhitectură. Și în momentul ăla am decis total să fac. Acum nu crezi mai bine în echipă, dar inițial, adică un sfat pe care aș putea să vi-l dau este că deși m-a ajutat foarte tare să lucrez singur, pentru că nu găseam oamenii necesari să pot să lucrez, acum sunt mult mai open-minded și îmi dau seama că este dacă se poți să creezi un proiect mare la nivelul de arhitectură pe care există să se facă, este mult mai bine să lucrez în echipă. O echipă interdisciplinară, răspunată. Nu, absolut niciodată. Absolut niciodată. Știu că asta vreau să fac orice piedică mi-ar apărea în cale, o să fac în așa fel încât să trec peste ea, pentru că ăsta sunt eu, asta mă reprezintă și asta știu că vreau să fac până când e un lucru. Cred că sunt mulți în sală care deja nu mai intrat. Da, scuze, nu trebuie. Aici, în față, da. Acolo. Aici. Acolo, scuze. Cred că sunt mulți în sală care deja nu mai intrat. Ce părere ai din punct de vedere de acest joc, din punct de vedere arhitectural? E un joc foarte interesant. Când, sincer, nu m-a ajutat mai treabă, știu cum este. Ce m-a ajutat când eram mic era Sims. Aveam un joc, foarte bine.
Doreau să termin egal la arhitectură, eram, nu știu, în clasa a 6 sau a 7, dar am lăsat un calculator. Și mă tot rugam de el să-mi arate diverse programe care pot să fac acasă, să modelez, să stau foarte interesant. Și știu că am descoperit Sims-ul și din momentul în care mi-am instalat Sims-ul, singurul pe care făceam era un, scria un cod în care spăgai foarte mult bani și nu făceam așa decât să opresc jocul și să construiesc în prostie tot ce puteam pe terenul real. Cred că se dezvoltă foarte mult modul de gândire genul ăsta de joc, într-adevăr, ori, în principiu sunt de acord cu absolut orice îți dezvoltă creativitatea. Absolut orice, dacă te face să te simți bine și să creeze acea senzație că poți să fii creativ, go for it, e mai mult decât atât. Așa și... Sunt momente care îmi vin ideile instantanea, într-o zi reușesc să găsesc soluția, în alte momente mă gândesc foarte, foarte mult la acea direcție. E foarte important să-ți dai seama care e problema pe care vrei să o rezolvi. În momentul în care îți dai seama de o problemă, reușesc să găsești o soluție. Care e inspirația ta? Din ce te inspiri? Ce mă inspir? Din absolut tot. Din orice. Orice, când merg pe stradă și mă uit la... Absolut orice, din filme, din jocuri, din muzică, din absolut orice. Nu consider că dacă faci arhitectură, trebuie să te inspiri numai din arhitectură, pentru că dacă faci asta, nu vei reuși să faci nimic altceva decât să copiezi alte stiluri de arhitectură. Dacă te uiți și te inspiri din absolut tot, reușești să devii mai creativ posibil să faci lucruri diferite. Asta o să fie prima clădire care va fi proiectată de mine, care este acest centru de sporturi extreme. E în construcție acum, undeva la 56% din perioada de construcție gata. La sfârșitul mai bunii mai ar trebui să fie gata. Aia este prima mea clădire oficială, clădire clădire. Alte colaborări mai au avut apartamente și mici case și pe care nu ar trebui să le iei în calcul.
în momentul în care tu știi că ești bun cu adevărat și există o chestie singulară, un singur om care îți spune chestia asta și este de-a dreptul pornit pe tine, ar trebui să o, să o dai la parte să dai seama că tu poți mai mult. Din punct de vedere arhitectural, cum crezi că se va schimba Bucureștiul? Da. Din nou, sper că în mine, la direcția care se duce acum, este o direcție foarte, foarte rea. Pentru că, în general, piața de arhitectură este influențată, influențată de clienți. Și, în realitate, din România, în păcate, este nu tocmai la corect. Dar sunt, sunt totuși schimbări, cum ești și proiectul acesta, sunt clienți care înțeleg că este necesar să fii inovativ și în arhitectură, pentru că îți aduce un beneficiu în plus mai departe și că arhitectura nu e mai credință în care să încercăm să facem lucrurile să ascultă în invitatul de conferință. Arhitectura nu e mai credință în care stai și e folositat de acest client. Este, influențează tot din conjurătorul în care este te influențează și pe tine, ne influențează pe absolut tot ce. V-ar interesa un... V-ar interesa centru vechi? Că observ că vorbiți mai despre futuriste, noi. Nu. Absolut tot ce... Este o parte din istoria noastră, dar ca să te pot atinge la acele clădiri, trebuie să dezvolți și contracte cu persoanele care au acele clădiri. Sunt total de acord cu restaurarea clădirilor monument și care au o importanță foarte mare pentru această, pentru acest oraș. Sunt foarte multe clădiri păcate care s-au pierdut și este foarte mare lucrat. Sunt total de acord să se restaureze cât mai mult posibil. Venind la care ți se pare mai ușor să reconvenționezi o clădire sau să o construiești de la zero? Este evident că mai ușor să construiești o clădire de la zero, doar că nu e neapărat asta scopul, totuși nu e neapărat. Nu e neapărat asta scopul, scopul e să găsești cea mai bună soluție pentru acel loc, pentru acel sit cu care ai acel proiect. Dar este o credință care în moment și este într-o stare deplorabilă, te vei chinui până poți, te poți de mult să o aduci la starea inițială și să îi aduci în plus la valoare față de cum era construit în 1800. Înțeleg că nu e cel vechi. Înțeleg că nici nu mai a fost pe arhitectură. Crezi că a fost vreo diferență vizibilă în ceea ce face la care trebuie să fiu la arte sau la mine? E o întrebare pe care am vorbit cu foarte mulți oameni de asta și m-am gândit și eu de foarte multe ori. Nu știu dacă faptul dacă matematică informatică poate m-a ajutat să am o, o gândire mai analitică la situație. Nu știu dacă făceam arte m-ar fi ajutat la fel de mult ca, ca unul care a făcut matematică informatică. De curiozitate. Da, așa m-a întrebat el mai scuze, avea lase. Dorința de a face ceva să schimbe. De curiozitate. Dacă nu fi fost la arhitectura, ce v-ați crezi? Nu am dat să mergi la arhitectura. Chiar nu am dat să mergi la arhitectura. Consider că altă direcție nu aș fi ales o... Nu, realmente nu aș fi ales altă direcție. M-am gândit foarte bine înainte să aleg arhitectura și consider că asta este direcția pe care n-a fost o second choice sau life. Ce sfaturi ai pentru cei care vor să meargă în meniul arhitectură aici? Așa, ce sfaturi am? Încearcă să fii cât mai creativ posibil, să știi ceea ce vrei, să dai seama ce tip de arhitectură vrei să faci, să îți dai seama dacă vrei să fii un pur și simplu un arhitect care face bani, sau adică te folosești de meseria de arhitect pentru scopul de a face bani, sau vrei să te schimbi cu adevărat ceva. În caz să te bași la tine mai departe să devii mai bun sau să fii alt arhitect. Puteți să vorbim după dacă te rog. Ai avut momente în care